Luni, 18 ianuarie, președintele ALDE filiala Câmpul Lung, Sergiu Cicu, a susținut în fața mass media locale o conferință de presă. Echipa partidului a declanșat o procedură de strângere de semnături pentru organizarea unui referendum în privința sosirii refugiaților la Câmpul Lung, dar a vorbit și despre șansa de relansare a Câmpul Lungului prin turismul cultural și apropierea administrației de mediul de afaceri. ALDE Câmpul Lung a declanșat procedura de strângere de semnături pentru organizarea unui referendum pe plan local, în care locuitorii municipiului Câmpul Lung să decide că dacă vor fi de acord sau nu cu amenajarea unui centru de cazare pentru imigranți în Câmpul Lung. Sigur, rezultatul acestui referendum nu vor fi obligatoriu depus în practică. Dar eu, dacă aș fi primar, și cred că oricine ar fi primar în Câmpul Lung, aș face orice ca să determine autoritățile centrale să respecte poziția locuitorilor din municipiul Câmpul Lung. Niciunul din actualii miniștri nu a venit la Câmpul Lung. Cred că au aflat de noi în momentul în care au pus un bolt pe hartă în dreptul orașului nostru și au spus: mai trimitem și aici vreo 400. Vreau să subliniez că nu suntem nici împotrivă, nici în favoarea aducerii aici a emigranților. Mă refer la poziția ALDE. Cred însă că prin acest demers pe care îl facem, atât autoritățile cât și locuitorii din Câmpul Lung vor avea măcar ocazia să se informeze corect. La Câmpul Lung, ca și candidat pentru obținerea fotoliului de primar, a fost desemnat recent Sergiu Cicu, urmând ca din cei 300 de membri pe care îi numără ALDE să se întocmească listele pentru Consiliul Local și pentru Consiliul Județean.